Salutare tuturor, sunt master în fizioterapie Alexandru Ilie de la Restartix și astăzi mi-am propus să-ți vorbesc despre o temă care știu că te va interesa, mai ales dacă lucrezi multe ore în poziția așezată, dacă lucrezi la birou. Este vorba despre scurtarea mușchiului psoas-iliac, despre ce rol are acest mușchi și nu în ultimul rând, trei exerciții practice pe care le poți face și tu chiar acum, chiar acasă sau poate chiar și la birou, cu ajutorul cărora să-ți reduci durerile lombare și să-ți normalizezi mobilitatea șoldului. Dacă ești interesat, urmărește acest video până la final. Acestea fiind spuse, haideți să vedem despre ce este vorba. Așa cum am spus, poziția așezată este din păcate poziția care caracterizează productivitatea omului modern. Dacă în urmă cu câteva zeci de ani, omul activ era de fapt un om care se plimba și mergea și făcea tot felul de activități fizice. E bine, astăzi foarte mulți dintre noi producem bani prin simplu fapt că stăm în poziția așezată. E bine, această poziție menținută ore întregi conduce la anumite perturbări ale tensiunilor musculare. Există un mușchi pe care eu l-am semnalizat cu această bandă albastră, care poartă denumirea de psoas. Este un mușchi extrem de puternic și extrem de important în stabilizarea coloanei vertebrale și, pe de altă parte, în mobilitatea șoldului. Ei bine, în momentul în care stăm foarte multe ore, cum o să le iau pe prietenul meu Gicuță, cu piciorul în flexie, căci așa stăm la birou foarte multe ore, e bine, după cum vedem, punctul de inserție și punctul de origine se apropie. În momentul în care petreci ore întregi în această poziție, ce se întâmplă cu acest mușchi este că se scurtează. Ce se întâmplă în momentul în care noi ne vom ridica în picioare și stăm în această poziție? E bine, poziția bazinului o să înceapă să fie perturbată. O să avem o accentuare a curburii lombare, o să avem tot felul de dereglări. Dacă, de exemplu, nu poți să îți ștergi coloana lombară, efectiv, să ai această poziție în care din arcuire să reușești să-ți o ștergi, înseamnă că psoasul tău este extrem de rigid. E bine, inflamația acestui psoas poate să dea pe de-a parte o durere în zona inghinală, exact în zona sa de inserție, într-o hanterul mic, dar ulterior el este responsabil și de tensiuni în regiunea lombară. Așadar, ce face acest psoas? După cum vedem și inserția sa, dacă își ia punct fix într-o hanterul mic, e bine, și tragem de aici, ce se va întâmpla? Va fi această înclinare laterală. Deci psoasul are un rol important în înclinarea laterală a trunchiului. Și ne aducem aminte acest lucru când vom face imediat exerciții. Apoi, dacă își ia punct fix în data aceasta pe blocul lombar și pe prima vertebră toracală, va deveni un flexor al șoldului. Va ridica piciorul către piept, lucru care îl facem din fericire în fiecare moment când ne mișcăm. Deci, dacă mergem, dacă alergăm, dacă urcăm scări, folosim foarte, foarte mult, uite, tocmai s-a desprins psoasul, folosim foarte, foarte mult acest mușchi. Ei bine, în momentul în care ambii mușchi își au punct fix într-o hanterul mic, nu se mai întâmplă decât o flexie a trunchiului, deci participă inclusiv în această flexie a trunchiului pe coapse când vorbim de o contracție simultană a psoasului iliac. Ei bine, cam acestea au fost lucrurile pe care am vrut să ți le explic din punct de vedere anatomic. Acum, dacă ești pregătit, haide să începem partea practică, să vezi cele trei exerciții cu ajutorul cărora poți să-ți normalizezi tensiunea psoasului și să reduci și durerile lombare. Vorba multă sărăcia omului. Haide să vezi de fapt care sunt acele exerciții care te pot ajuta să-ți normalizezi tensiunea psoasului. Așa cum am înțeles, stă multe ore în așezat și de aici apar problemele. Ei bine, în explicațiile anterioare am povestit despre faptul că acest mușchi se scurtează pentru că el are o funcție importantă de flexie și stăm prea mult timp cu piciorul ridicat și de aplecare laterală. Deci ce avem de făcut este să-l punem exact în pozițiile opuse. Prin urmare, dacă el stă foarte multe ore stă în poziția aceasta de scurtare, eu în primul rând vreau să-l mă duc acum într-o poziție de fandare, ușoară, sprijin pe un genunchi în poziția cavalerului și prima fază de stretching este aceasta foarte blândă în care din această poziție mă duc spre înainte cu tot trunchiul, ușor lăsând greutatea pe piciorul meu drept, pe piciorul de sprijin și derulez spre înainte. Dacă știi că e o problemă la genunchi, poți să spui o pernuță, te va ajuta foarte mult. Al doilea lucru pe care îl avem de făcut este să creștem gradul de extensie, pentru că am înțeles că el este flexor, deci vreau să duc coapsa cât mai mult în spate. Prin urmare, haideți să mergem cu piciorul mai mult în spate, aici, și din nou rămân în această poziție. Respir și stau câteva secunde. Pot face această poziție câte 3-4 repetări, câte 5, chiar și 10 secunde.
Iar ultimul exercițiu este de fapt cel care te va ajuta cel mai mult să pui în tensiune și să normalizezi din nou acest mușchi. Bine, din această poziție a cavalerului, de data aceasta nu doar că mă duc spre înainte, lăsând coapsa stângă în punct fix, ridic și un braț, brațul stâng îl ridic și ce voi face este că știu despre psoas că mi-aduc aminte, face mișcarea aceasta, e bine, de înclinare, de data aceasta mă voi duce în direcția opusă cu trunchiul și chiar în ușoară răsucire. Da? Am să arăt și pe partea opusă, să vedem, poate se vede chiar mai bine. De data aceasta dreptul este, ridic brațul drept și ușor mă înclin spre stânga și ușoară răsucire. Da? Practic mă duc exact în poziția opusă lui. Fă aceste trei exerciții în fiecare zi. Fă-le să fie parte din rutina ta cotidiană. Asta dacă lucrezi multe ore în poziția așezat și vei vedea că vei avea mai multă mobilitate la nivelul șoldurilor și, nu în ultimul rând, mai puțină durere în regiunea lombară. Eu sunt Alexandru Ilie și dacă ți-a plăcut acest video, nu uita să-mi lași un like, să te abonezi la acest canal. Dacă ai întrebări, te aștept cu ele și îți promit că îți voi răspunde limita timpului și, bineînțeles, ca de fiecare dată, nu rămâne decât să-ți urez o viață cu zero durere.